Namaste! Înainte să începem ședința de yoga, vă voi prezenta câteva din principiile generale care arată diferența esențială între stretching și practica yoga. Stretching-ul este axat mai mult pe elaborarea mobilității articulare și flexibilității musculare. Practica yoga este axată pe controlul respirației, poziționarea corectă a axelor corpului în spațiu sau crearea așa-numitei geometriei sacrale. În poziții statice, asta înseamnă repartizarea corectă a efortului fizic. În poziții dinamice, crearea unui vector de mișcare a energiei. Stăm așezați pe călcâie, spatele drept. Nu supra-solicităm poziția, zona lombară. Ceafa, capul, continuitatea trunchiului. Respirăm profund. 5 minute, focalizând atenția doar pe respirație. Lăsăm orice gând negativ să dispară. Inspirăm. Întindem spatele. Creștem spre tavan. Expirăm. Lăsăm brațele. Inspirăm spatele arcuit, brațele întinse, bazinul pe călcâie, expirăm. Și întindem, extindem spatele, coatele întoarse înăuntru, poziția Ashtangasana sau 8 puncte de tangență cu solul. Bărbia, cutia toracică, palmele, genunchii și vârfurile. Dacă simțiți presiune în partea lombară, atunci deplasați puțin înainte cutia toracică. Distribuiți arcuirea uniform pe toată durata coloanei. 3 respirații complete, după care ne întindem pe burtă, cu picioarele întinse. Inspirăm. Expirăm. Palmele lângă umeri, coatele întoarse înăuntru și ne împingem cu palmele de la sol în poziția cobrei. Ubisul împins în podea. Menținem această poziție. Ridicăm doar cutia toracică. Ne ridicăm mai sus. Ridicăm abdomenul. Aveți grijă să nu supra-solicitați partea lombară. Expirăm. Brațele înainte. Repetăm același lucru, ridicând trunchiul împreună cu brațele. Cobra. Mintea relaxată. Menținem 3 respirații complete. Expirăm. Ne odihnim. Împingem palmele, trunchiul, poziția
câinele cu capul în sus, câinele cu capul în jos. Arcui în spatele. Punctul de arcuire între omoplați. Lăsăm genunchii și ne lăsăm pe burtă. Ne întoarcem pe spate. Poziția mortului sau Shavasana. Respirăm profund. Lăsăm orice tensiune musculară sau articulară să dispară odată cu expirarea. Petrecem în această poziție până când simțim că tensiunea a dispărut complet. Ne ridicăm. Pentru o tonifiere mai bună a mușchilor, puteți repeta această secvență de câteva ori. Este o secvență simplă, dar vă va da un sentiment de energizare și o bioelectricitate sporită pe tot parcursul zilei. Namaste, o zi bună!